Ce înseamnă simplitate? O puteți defini, a trăit-o, o puteți defini? Da, este o chestie foarte interesantă. O să abordez puțin psihologic. Există astăzi o tensiune foarte mare la nivelul disciplinei psihologiei, psihologia, între a trăi în alternative și multiple dimensiuni și a trăi în binaritate. Alba-neagra, bogat-sărac, toate lingvistic noi suntem pe extreme și nu avem griuri, nu avem diferite nuanțe de bogat. Putem spune mai bogat, mai sărac, nu știu ce, dar în orice caz nu avem nuanțe. Cred că psihologii unii susțin că noi suntem programați pe binaritate. Deci alba-neagra, pe lucrurile extreme și nu suntem programați pe nuanțe care nici nu sunt exprimate lingvistic. Când spun de simplitate, cred că mă gândesc la faptul că binaritatea asta este confortabilă, e mai ușor de procesat mental ceva în cineva e frumos și cineva e urât. Nu pot să spun, e mai puțin frumos, e frumos, nu știu cum, nu avem cuvânt pentru diferite grade de frumusețe, diferite grade de bogăție, diferite grade. Ori, la ora actuală, s-a trecut de la binaritate la o împingere către o diversitate oarecum haotică, să zic, care îi face pe oameni să fie puțin dezorientați. Și așa a apărut pentru unii psihologi, un sindrom care se numește Buridan. Buridan este vechea poveste cu măgarul care avea în dreapta și în stânga două căpițe de hamei sau așa ceva și trebuia să aleagă. Și tot încercând să alegi între dreapta și stânga, el a murit de foame. Și ei numesc psihologii acest sindrom Buridan în faptul că având atâtea oferte, de exemplu, 40 de feluri de unt, 30 de feluri de nu știu cutare, nu știu câte medicamente. De exemplu, medicamentele sunt ceva inimaginabil. Câte chestii ți se oferă și din această zăpăceală în care ne confruntăm cu o alegere dificilă când vedem atâtea lucruri, se produce ceea ce se cheamă depresie, indecizie și alte stări din astea care sunt puțin neliniștitoare. E foarte adevărat însă că oamenii încearcă să simplifice. Și aici vin iarăși la un concept psihologic care mie îmi place, mie îmi place foarte mult. Noi zicem că avem, unii psihologi, că avem un filtru. Foarte multe lucruri sunt, lumea e mult mai variată decât o percepem noi. Dar noi, ca să ne protejăm, simplificăm. De așa a apărut și binaritatea. Să simplificăm, să ordonăm lumea. Ori ieșirea din această binaritate duce la depresie, neliniște, haotic. Nu mai ești sigur pe tine, nu mai știi. Și asta e un principiu care se folosește în marketing. Pentru că omul, ca să se adapteze, până la urmă te duci la același detergent, te duci direct ca șobolanul să ți-l cumpere, pentru că l-ai folosit. Sau la același unt. Cum poți să faci să-l scoți pe ăla din untul pe care îl cumpără și să-l muți în alt unt pe care tu vrei să-l vinzi și vrei să câștigi bani. Ori aici începe problema cu subliminalul, cu manipularea, cu tot felul de lucruri de acestea care încearcă să disloce omul din această binaritate și să o pună în alternative din care el va găsi o altă preferință.